La ora 11, în Catedrala Romano-Catolică din Iași, Preasfințitul Părinte Petru Gherghel hirotonește 29 de noi preoți, 14 pentru dieceza de Iași, 13 călugări franciscani conventuali, un călugăr franciscan capucin și un călugăr de la Congregația Don Orione, se anunță într-un comunicat. Liturghia va fi transmisă la ora 11 și de către postul nostru de radio. Cei 29 de candidați la preoție se pregătesc în aceste clipe, plin de emoție, să primească a doua treaptă a acestei taine a preoției. Se pregătesc să devină alter Christus, cei blânzi și smeriți cu inima, oameni prin excelență ai rugăciunii, imitând modelul Domnului lor care își petrece noaptea în rugăciune înaintea fiecărei zile pline de osteneală și de misiune. Discutăm astăzi în zi de sărbătoare cu Preasfințitul Părinte Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezei romano-catolice de Iași. Lăudați să fie Iisus, bun venit, Preasfințite Părinte! În vecii vecilor și mă bucur din nou să vă pot saluta și eu pe toți, tot cu același salut. Este o tradiție hirotonirea preoților în preajma sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel? Da, de mult deja se practică acest lucru în diecezia de Iași, fiind sărbătoare mare, sărbătoarea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Considerăm că este și timpul în care s-au încheiat toate cursurile, studenții sunt mai liberi și de aceea am optat și pentru această sărbătoare. De fapt, uneori am preferat pentru sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Paul. Anul acesta însă alternăm și iată că mâine vom avea această hirotonire. Cum se pregătește sau cum trebuie să se pregătească, Preasfințite Părinte, un candidat la preoție pentru acest moment plin de emoție și de tensiune din viața lui? Bineînțeles că este o pregătire îndepărtată care a început odată cu intrarea în seminar și sunt ani buni în care un viitor preot trebuie să treacă în rugăciune, în meditație, în studiu, în dobândirea științei necesare. Iar acest moment al hirotonirii este totdeauna precedat de o pregătire mai apropiată. Sunt zile de exerciții spirituale, de aceea în aceste zile sunt exercițiile spirituale sau de reflexie mai serioasă asupra darului pe care îl vor primi odată cu hirotonirea. Sunt 6 zile, în mod tradițional, pentru că sunt lucruri de importanță foarte mare și considerăm că un viitor preot trebuie să gândească foarte, foarte bine înainte de a primi acest mare dar al preoției. Vedeți, pregătindu-ne sau chiar dacă o persoană se pregătește pentru a primi această treaptă sacră, până când nu primește treptele sacre ale preoției, ale acestei taine, să spun, este tot laic. Și e foarte așa interesant cum din laic te transformi, să spun, în ministru al Sfintelor Taine, în celebrant al Sfintelor Taine. Vedeți, în biserică, noi cu toții fiind biserica, suntem practic constituind biserica, am putea să credem că suntem egali în biserică. Suntem cu toții poporul lui Dumnezeu care formăm această biserică și totuși sunt persoane în biserică care, iată, au această și vocație, dar și misiune de a sluji în intermediul aceluiași popor. Este cineva mai mult, este cineva mai puțin în biserică, chiar dacă există această ierarhie? Nu, sigur, toți formăm poporul Sfânt al Domnului, însă, ca și în Vechiul Testament și apoi Noul Testament, odată cu Iisus, care și-a ales apostolii, vedem că sunt unii care sunt aleși și destinați pentru o misiune specială. Într-adevăr că toți formăm poporul lui Dumnezeu, dar unii primesc această chemare tocmai pentru a colabora cu Domnul Hristos în răspândirea împărăției sale. A ales apostol, a avut ucenici, dar dintre acei 72 de ucenici a ales apoi 12 apostoli. La fel astăzi, toți suntem ucenicii Domnului, dar Domnul alege și destinează pentru misiuni speciale pe preoții care simt această chemare și apoi care sunt însemnați cu ungerea sacră a hirotonirii și destinați tocmai pentru a fi ajutoare poporului creștin. Îmi vine în minte un cuvânt al Sfântului Augustin: împreună cu voi sunt creștin, pentru voi sunt episcop. Sigur,
fiecare preot ar putea spune același lucru. Împreună cu poporul suntem creștini, dar prin darul lui Dumnezeu, prin chemarea sfântă și mai ales prin această hirotonire pentru oameni devin preot, adică un ajutor, un apostol, un evanghelizator. Cum se recunoaște vocația aceasta la o formă de slujire atât de înaltă în acest popor al lui Dumnezeu, în această biserică, și ce rol are familia în a se îngriji de creșterea acestei vocații? Oricum este o lucrare tainică, pentru că e vorba de darul lui Dumnezeu. Cum este ales unul sau de ce este ales unul și nu este ales altul, vedem că aici tocmai este un mister. Un mister pentru că darul preoției este dăruit de Dumnezeu numai celor pe care El îi cheamă. Și această chemare este simțită de mult atunci când cineva dorește să devină preot, este deja copil, adolescent, dar are o familie care îl pregătește din punct de vedere creștinesc, apoi este preotul din parohie care îl cunoaște și îl poate sfătui. Și apoi, intrând în seminar, acolo superiori, preoții, formatori sau cei care sunt puși ca să conducă sufletele, pot descoperi dacă cineva. În general, sigur, presupunem că fiecare simte această chemare lăuntrică, dar sunt și aceste ajutoare, cum spuneam, părinții, preoții din parohie, profesorii din seminar, toate sunt ajutoare pentru a putea discerne, adică de a verifica într-adevăr, mă cheamă sau nu mă cheamă Domnul. Și atât spuneam de ani buni, la decizariași sunt cel puțin 10 ani, de regulă sunt 4 ani pentru un seminar mic și apoi 6 ani în seminarul mare, decizan, plus anul pastoral, am putea spune chiar 11 ani, în care cineva își poate da seama dacă are chemare sau nu are chemare. De aceea zic că este o conlucrare între harul lui Dumnezeu și cel chemat. Și așa are loc această alegere minunată a Domnului. Fixează ochii asupra cuiva, acel tânăr se pregătește și apoi, dacă este statornic, bineînțeles că este încoronat cu darul preoției. A ne dea seama despre chemarea noastră, vedeți, oare ce anume confirmă din exterior, totuși, Preasfințite Părinte, vocația noastră spre preoție? Pentru că, trebuie să recunoaștem, sunt și persoane care se fac preoți cu forța, fie se încăpățânează ei să devină preoți, fie se încăpățânează alții, poate chiar familia, pentru a-i trimite de multe ori și în poier sau a vocației lor spre preoție, și vedem că se întâmplă atâtea lucruri în biserică și atâtea persoane, hai să spunem, care dau motiv de anticlericalism și nu sunt neapărat aceia care să adune turma. Și atunci, oare ce anume confirmă din exterior faptul că Dumnezeu ne vrea acolo, pe unele persoane, la altar sau la amvon? Da, este și aici, cum spune, lucrarea tainică a lui Dumnezeu, pentru că într-adevăr pot fi situații în care cineva simte spontan această dorință, alteori cineva poate fi împins, determinat, și nu întotdeauna cine are o bună intenție la început ajunge până la capăt, pentru că între timp, dacă nu este fidel chemării sau nu colaborează cu harul lui Dumnezeu, într-adevăr se pot strecura alte idei, alte gânduri și așa unii se îndepărtează de la preoție. Pot fi și situații în care cineva poate fi determinat sau poate mai mult așa împins din spate, dar dacă cu timpul își dă seama că drumul pe care a pornit este unul serios și se străduiește, poate domeni pe parcurs de această chemare. Să nu uităm, este exemplul trist, Iuda a fost ales de Hristos și a fixat Hristos privirea asupra lui Iuda, dar ce s-a întâmplat cu el? Un nefericit care a desertat, l-a vândut pe Mântuitorul, dar
vina cui a fost? Sigur că a fost vina lui pentru că nu a colaborat cu această alegere sfântă pe care a primit-o din partea Mântuitorului. Și astăzi se poate întâmpla la fel. De aceea este o mare, foarte mare importanță ca atunci când cineva se simte chemat și intre pe acest drum să fie cu responsabilitate maximă în ceea ce privește pregătirea, toate acele precauții pe care trebuie să le ia, oricum în timpul anilor de seminar, prin seminariști, viitorii preoți, primesc o serie de sfaturi cum trebuie să cultive chemarea lor. Și cine colaborează cu harul lui Dumnezeu și se lasă ajutat, eu cred că ajunge un preot sfânt, un preot care, într-adevăr, muncește cu multă râvnă și stârguință. Atunci când cineva poate are într-adevăr chemarea, dar părăsește, de exemplu, rugăciunea, nu se mai roagă, se lasă influențat de alte tendințe, alte gânduri, încet, încet și harul părăsește și, sigur, este un lucru trist atunci când auzim că unul care a fost seminarist, a fost candidat la preoție, ajunge nu numai un creștin de rând, dar ajunge poate mai rău. Și aici vedem într-adevăr cât de mare folos este ca unul care pornește pe drumul preoției să rămână mereu în contact cu harul lui Dumnezeu. Și iată cum își păstrează până la urmă cel chemat la o astfel de slujire conștiința curată, pentru că gândurile vin, fie încolțesc în noi, pentru că nu greșitori suntem și în păcat cădem, fie vin din exterior, pentru că în această lume sunt atât de multe lucruri, iar fantezia noastră nu obosește niciodată a omului. Mai ales că preotul, mai ales dacă trăiește o preoție, o formă de preoție celibatară sau nu de călugărie, și până la urmă nu numai, are de dus cumva o viață, sau preoția aceasta este o viață cumva, hai să nu numim neapărat împotriva firii, deși este și împotriva firii de la un punct sau până la un punct, și este și deasupra firii atunci când înțelegem rolul nobil sau caracterul nobil al acestei forme de viață la care suntem aleși. Sfântul Apostol Paul are o asemănare foarte importantă, interesantă. El spune că noi purtăm darul lui Dumnezeu în vase de lut. Adică odată ce am fost aleși sau chiar am primit sirotonirea preoțească, nu înseamnă automat că noi suntem imuni de orice ispită acestei lumi sau de orice gând care ar putea să ne depărteze de la idealul preoției. Suntem vase de lut și așa cum un vas când cade la pământ și dacă într-adevăr dă de o suprafață foarte dură, se sparge. La fel se poate întâmpla și cu darul sfânt al preoției. De aceea, de la început și până la sfârșit, noi nu suntem niciodată atât de siguri că de acum noi nu vom putea călca strâm sau nu ar putea să existe anumite pericole sau amenințări la adresa preoției. De aceea este important ca totdeauna să avem această conștiință a darului de care trebuie să avem grijă într-adevăr, ca nu cumva să cadă din mâini și să se spargă acel vas în care noi primim darul lui Dumnezeu. Aici, într-adevăr, avem exemple și negative în care, sigur că istoria prezintă și situații în care mulți care au ajuns preoți au abandonat și au devenit chiar dușmani ai bisericii, dar în același timp preoți care au fost mereu conștienți de darul pe care l-au primit și au rămas statornici colaborând cu harul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, este imposibil ca un preot care primește darul cu inimă curată, cu dorința sinceră și care lucrează după aceea cu atâtea lucruri sfinte, sacramentele pe care le administrează, Sfânta Liturghie pe care o celebrează. Sunt toate mijloace care trebuie să-l facă pe preot foarte, foarte conștient de misiunea sa nobilă și de dorința lui de a rămâne mereu la înălțimea chemării sale, adică să nu facă niciun compromis.
chiar dacă tentațiile acestei lumi sunt puternice, chiar dacă apar greutăți, descurajări, abandonări, apar împotriviri din partea poporului care alcătuiește biserica, niciodată acestea nu sunt motive suficiente ca să descurajeze un preot. Un preot care are rădăcini puternice în preoția sa va ajunge până la capăt foarte cu sufletul și cu capul ridicat sus, cum spunem noi. Bun, acum probabil candidații la preoție sunt plini de emoții așteptând acel sacru moment în care Preasfințitul Petru Gherghel, vorba aceea, le pune mâna în cap pentru a confirma darul lui Dumnezeu care vine asupra lor. Preasfințite Părinte, mi-amintesc de momentul hirotonirii mele, care este în urmă cu foarte puține luni. Erau momente de o emoție enormă și fiind prin preajmă și Preasfințitul Părinte Florentin de la Cluj-Napoca, am spusese, Claudiu ține minte bine aceste emoții și aduce aminte de ele în momentele grele sau în momentele în care trebuie. Cum se poate păstra, cum se poate înmagazina și arhiva această emoție, Preasfințite Părinte Aurel? Te mai poți folosi de ea în timp? Poate ea să aibă aceste efecte benefice în tumultul tenebrelor, experiențelor la care ne supune viața aceasta în această slujire? Este firesc să avem aceste emoții înainte de momentul în care primim un dar atât de mare și au un rol important și aceste emoții. Eu consider că dacă la Sfânta Preoție nu ar fi plin de emoție în zilele care precedă acest moment al hirotonirii sau chiar ziua hirotonirii, este mare pericol. Dar experiența și experiența mea personală, dar apoi pentru că am fost de cursul preoției mele foarte apropiat de formarea preoților și am însoțit și ca profesor și apoi ca rector, am observat într-adevăr pe cei care într-adevăr au rămas fideli și au avut apoi mici probleme sau mai probleme mai mari, această întoarcere în timp la ziua hirotonirii sau a zilelor care au precedat hirotonirea are o importanță foarte mare. Este nu cu nostalgie sau nu un fel de întoarcere, nu știu așa, bolnăvicioasă într-un trecut, dar este important pentru că toate aceste momente sau chiar, hai să spunem, perioada de pregătire în seminar este ca o emoție crescândă. Tot aspirăm, creștem cu dorința de a ajunge la această zi. Și este frumos apoi ca să nu uităm că am urcat aceste trepte spre Sfânta Preoție uneori cu multă trudă, mult efort, cu uneori poate părând că nu stăm pe loc sau că nu înaintăm. Dar dacă într-adevăr cineva se lasă pătrunde aceste emoții sfinte, cred că va găsi un sprijin foarte mare în trăirea preoției ulterior. Apropo de faptul că, iată, această hirotonire are loc în sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, în final o legătură, iată, între Ioan Botezătorul, viața și misiunea lui Ioan Botezătorul și, paralelă spun, cu viața și misiunea preotului. Iată-l pe Ioan Botezătorul, glasul, nu, celui care strigă în pustie și totodată cel care cu mult curaj și cu multă râvnă proclamă faptul că proclamă pocăința, cheamă la pocăință pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor, netemându-se de cei care pot să ucidă trupul. Un motiv pentru care noi am fixat hirotonirea și pentru ziua de 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, a fost și acest motiv că putem face o paralelă cu vocația lui, vocație pe care a primit-o de la Dumnezeu, de a fi glasul celui care pregătește calea lui. Și, într-adevăr, și un preot care este sfințit preot, într-o asemenea sărbătoare, se poate gândi la misiunea sa exact cum a fost Botezătorul, unul care trebuie să pregătească mereu
căile Domnului spre sufletele oamenilor, unul care trebuie să vorbească despre pocăință, unul care trebuie să mustre, unul care trebuie să ducă el o viață austeră de pocăință pentru a putea fi credibil. Oricum sunt multe asemănări pe care noi le putem face între viața și vocația Sfântului Ioan Botezătorul și viața lui preot. Îndemnul este totdeauna că trebuie să ne lăsăm inspirați și de exemplu Sfinților și un mare Sfânt, unul care este la hotar între Vechiul și Noul Testament, nu poate fi decât un stimulent pentru un viitor preot care, tocmai în sărbătoarea nașterii sale, primește darul preoției. Cu atât mai mult poate ca punct de referință de a se gândi mereu că această zi, o zi care a însemnat nașterea precursorului sau înaintea mergătorului lui Hristos, iată, poate fi și o zi în care preotul se naște pentru o misiune deosebită în biserică. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Purtăm și noi în rugăciune pe candidații la preoție care, iată, la ora 11 urmează să devină preoți. Vă mulțumesc mult, Preasfințite Părinte, o sărbătoare frumoasă la Iași și o preoție sfântă și binecuvântată celor 29 de candidați. Cu multă plăcere și salut și eu pe toți radioascultătorii, îndemnându-i mereu să se roage pentru vocații la Sfânta Preoție și mai ales pentru a avea preoți buni și sfinți. Lăudați să fie Iisus și Maria. În vecii vecilor, amin. Îi mulțumim Preasfințitului Părinte Aurel Perca. Așadar, la ora 11 începe Sfânta Liturghie, pe care o transmitem și noi. Ne rugăm, bineînțeles, pentru chemări sfinte la preoție și ne rugăm și pentru sfințenia preoților. Data de 27 iunie, când va fi și Preasfânta Inima lui Iisus, este Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfințirea Preoților. Ne rugăm și îi purtăm pe toți în rugăciunile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă, lăudați să fie Iisus!